Uite, numirea nu e numirea. Așa poate fi caracterizată toată tevatura legată de numirea lui Cătălin Tutilescu la conducerea Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. După ce ieri Aladin Georgescu anunță cu surle și trâmbițe numirea lui Tutilescu în funcția de manager al spitalului, astăzi lucrurile se roteau la 180 de grade. Spășit, Tutilescu anunță într-o postare pe Facebook faptul că refuză numirea. Surse din PSD spun că însăși socialdemocrații s-au revoltat și l-au tras la răspundere pe Aladin Gigi Georgescu pentru această numire cu cântec și la propriu și la figurat. Dincolo de orice zvonuri, cert este că șeful PSD Mehedin ți-a dat înapoi. Tutilescu nu va mai ocupa funcția de manager la Spitalul Județean. Prin decizia sa de numire a lui Tutilescu, președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, înlăturase un medic de la conducerea spitalului. Este vorba despre medicul Victor Maliborski, cel care a mai condus instituția și în trecut și care s-a remarcat prin faptul că a redus datoriile instituției sanitare. În plus, acesta avea o decizie a instanței pentru a ocupa funcția. Aladin Georgescu a invocat prevederile unei legi intrate recent în vigoare, prin care are în atribuții numirea managerului Spitalului Județean. Numai că de această dată persoana pe care a numit-o a stârnit un val general de nemulțumire. Cătălin Tutilescu nu a avut nicio legătură până în prezent cu sistemul medical și nu are studii medicale. Acesta este cunoscut pentru petrecerile la care a participat și pentru înclinația sa pentru solistele de muzică populară.